Bună ziua, sunt doar Pastia, iar astăzi cifra mea preferată este 1. Adică un an de Metropola TV, cu bune și cu rele. Ca așa este meseria asta, ne petrecem în redacție la fel de mult timp ca în familie. Asta este varianta optimistă. Alături de mine, după cum deja ați observat, este colegul meu, George Ciubotaru. Salut, George! Salutare, Edi! Vă salut, vă spun și eu, bun găsit! Sunt George Ciubotaru și de 7 luni fac parte și eu din această frumoasă familie numită Metropola TV. Recunosc că vara trecută urmăream prima emisie acasă și nu mă gândeam că, iată, după un an voi fi aici în fața dumneavoastră. După cum știți, în fiecare vineri seara facem împreună retrospectiva săptămânii. Astăzi însă vă face o scurtă retrospectivă a primului an de Metropola TV și vă propun alături de colegul meu Edi o oră de emisie în care să vorbim de calitate în toate formele ei, Edi. Da, să sperăm că ne va ieși, adică, da, de fapt, n-are de ce să nu ne iasă, mai ales că voi ne felicitați, iar noi vă premiem. Astăzi, Metropola TV, la Metropola TV, ați avut parte de un maraton de ediții speciale. De dimineață am avut în platou invitați unul și unul, povești de viață care inspiră. Multă voie, bun, mă scuzați, optimism și premii. Vă dați seama, suntem și noi emoționați, ca și dumneavoastră. Continuăm și în această oră, nu se putea altfel. Așa că prima persoană care trimite un SMS la numărul de telefon 0735 000 123 cu o urare de ziua Metropola TV va câștiga la finalul acestei ore un smartwatch. Știți, ceasurile acelea inteligente, moderne și atrăgătoare, de multe ori mai inteligente decât guvernanții, că de nu pot să mă abțin. Ce păcat că nu putem și noi să dăm SMS, pentru că recunosc eu mi-aș fi dorit un smartwatch. Da, e folositor, foarte folositor. Da. Dar nu putem, da, colegii ne spun lăsați. O să ne cumpărăm. Hai să, până una alta, să le prezentăm totuși celor de acasă și ceva de calitate legat de ziua de astăzi, de Sfânta Maria și Ziua Marinei. Corect. Și ce s-a întâmplat pe litoral, pentru că foarte multă lume a fost la malul mării, da, sărbătorile de acolo și constanțenii și turiștii au venit cu mic, cu mare la Ziua Porților Deschise în portul militar din Constanța. Vizitatorilor li s-a oferit șansa să urce la bordul navelor militare și să admire expozițiile de tehnică și armament. De departe, cel care a atras toate privirile a fost un elicopter din dotarea forțelor navale române. Peste 10.000 de turiști au luat cu asalt portul militar Constanța pentru a participa la Ziua Porților Deschise. Accesul a fost permis doar celor vaccinați sau celor care au putut face dovada că au trecut prin boală sau au un test negativ. Doar copiii sub 12 ani au intrat fără restricții. Cei mici au fost încântați de eveniment. Mi s-a părut că este foarte frumos. Mi-ar plăcea foarte mult să conduc un astfel de tank. Este foarte încântat. Vrea să vadă foarte mult vapoarele, vrea să vadă echipamentul militar și, în general, este fascinat de tot ce înseamnă armata și marina militară. Este al doilea an când Ziua Porților Deschise se organizează în pandemie. Anul trecut, această zi a Porților Deschise nu a fost organizată, tocmai pentru a respecta măsurile impuse de autorități. Iată că am revenit la tradiție. Vizitatorii pot vedea fregata Regele Ferdinand, pot urca la bordul fregatei Regele Ferdinand, un dragor maritim, două nave militare fluviale, elicopterul Puma Naval. De departe, privirile turiștilor au fost acaparate de un elicopter Puma Naval. Misiunea de bază a elicopterului Puma Naval o reprezintă misiunea de luptă antisubmarin, adică presupune detecția, identificarea și atacul submarinului. Apoi, misiunii pot fi misiuni de cercetare, de căutare, de supraveghere maritimă, de salvare pe mare, de transport, trupe. Oamenii au putut să urce și pe fregata Regele Ferdinand. Este minunat, e un moment unic, emoționant. Totul ne-a impresionat pentru că este pentru prima oară când am venit. Și totul este frumos. Tocmai de unde? De la Pitești. Da, Ziua Marinei, păcat că n-am putut fi acolo. Odată face Metropola un an de existență.
G? Înțeleg că pleci în concediu, bănuiesc că te duci la mare. Cu Dumnezeu înainte, să spunem așa, după ce terminăm această oră de ediție, pot să de ediție specială, pot să spun că sunt în concediu. Dar cum ți s-a părut ziua mea? În afară de faptul, foarte multă lume acolo. Eu cred că... Bine organizat așa. Da, și oricum, cred că orice astfel de expoziție cu tehnică militară atrage în special mai mult copiii, care sunt foarte curioși să vadă, evident, nu doar jucăriile de acasă, elicopterele. Da, eu de fiecare dată când e ziua marinei și văd la televizor știri de acest gen, îmi propun ca de mâine să învăț să not. Niciodată n-am reușit, am învățat doar să strig ajutor în 5 limbi, dar nu folosește, așa mi s-a zis când mă duc la mare, că nu folosește. Dar asta este. O să reluăm acest subiect la final. Pentru că avem, am avut un alt eveniment foarte important la malul mării și trebuie să-l punctăm. E păcat să-l ratăm, zic. Da, chiar dacă nu vedem. Ne-am pus niciunul dintre noi papion. Am avut odată papion, dar nu știu unde. Cred că mi-a fost luat de statul paralel. Da, vedem noi, găsim, nu e nicio problemă. Bun, acum, alături de noi, prin Skype, este Doru Dima, psiholog și sociolog. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bună ziua și la mulți ani, Eduard, la mulți ani, George, sunt doar psiholog, sociolog, nu? Nu de altceva, dar după aceea cine știe ce mă mai întrebați și nu vreau să mă fac de râs. La mulți ani pentru anișorul pe care l-ați făcut, la mulți ani Metropola TV pentru faptul că după un an încă sunteți aici. Da, mulțumim! Mulțumim pentru urări. Da, e o performanță în sine. Bine, acum, dacă mi-aduc eu bine aminte, speranța de viață a unei companii e undeva la 18 ani, sau era la 18 ani, acum s-a redus spre 12. Nu. Acum vreo 10-15 ani era undeva la 7 ani speranța de viață a unei companii. Acum a scăzut sub 3. Deci, practic... Din cauza pandemiei? Sau? Nu, din cauza... Nu știu exact ce să spun, că este totuși ziua voastră și când se de regulă când e ziua cuiva, vrei să vorbești cu dacă nu e încurajator pentru nimeni. Nu e încurajator. Să schimbăm subiectul, să rămânem la 18 ani, cât știam eu, speranța de viață. Doru Dima, ce vreau să te întreb? Întotdeauna pe noi, sau, mă rog, pe unii jurnaliști i-a preocupat performanța. Și aici, la Metropola, am încercat să facem acest lucru. Care sunt... lucrurile pe care ar trebui să le evităm atunci când vrem să facem performanță. Ce nu trebuie să faci ca să ajungi acolo, cât mai aproape de performanță, de valoare? Că întotdeauna am vorbit aici la Metropola TV de valoare. E o întrebare foarte interesantă și îți mulțumesc mult că mi-ai adresat-o. Nu de altceva, dar 6 ani am făcut, schimbat psiholog, da? Nu sociolog. Am lucrat pentru o televiziune locală timp de 6 ani și făceam activități sau făceam o emisiune de genul pe celor pe care le faceți și voi, dar locală, bineînțeles. Și am constatat un lucru foarte interesant. Ce te face să fii bun și să fii acceptat de comunitate sau să fii plăcut și să fii urmărit până la urmă, că ăsta este scopul fiecărei televiziune, să facă audiență. În primul și în primul rând să fii tu. Este un element atât de important în tot ce înseamnă televiziune, încât atunci când încerci să copiezi pe cineva sau când încerci să faci ceva care este cumva în contradicție cu felul tău de a fi, nu-ți iese și se vede. Iar telespectatorii noștri au devenit extrem de deștepți pentru că au foarte multe televiziuni la care să se uite și până la urmă au din ce să aleagă. Pe de altă parte, cel mai important sau și mai important este că atunci când îți faci o emisiune să te documentezi. Pentru că în momentul în care ai ajuns în față cu un invitat și încerci să inventezi lucruri sau încerci să te dai doar cu părerea sau să te rămâi la lucruri generice, riști ca în foarte scurt timp să te faci de râs. În al doilea sau al treilea rând, ca să enumăr doar trei lucruri importante, e să-ți placă. Așa, în orice domeniu, trebuie să-ți placă, trebuie să iubești lucrul ăsta, trebuie să-ți dorești să fii acolo. În momentul când te-ai pus cu fundul pe scaunul de prezentator, tu trebuie să știi un singur lucru, că televiziunea nu mai e Metropola, televiziunea ești tu. Tu ca și reporter, ca și mediator.
tu ești de fapt în acel moment televiziunea, iar dacă lucrul acesta nu încerci să-l înțelegi, înseamnă că sigur ai o problemă și în principiu nu o să ai o viață foarte lungă în televiziune. În momentul când faci lucrurile astea și mai ai grijă să și asculți lucrurile pe care ți le spun cei care au acumulat experiență și știu cum stă treaba în ceea ce înseamnă televiziune și audiență, cu siguranță o să ai succes. Asta, bineînțeles, nu mă refer la tine, Edi, pentru că tu faci televiziune de foarte mult timp, nici la tine, George, în mod deosebit, ci la cei care vin încet, încet din spate și au senzația că, punându-și fundul într-un scaun de prezentator la o televiziune obscură, și nu mă refer la voi, aici e o aluzie pentru unii, au senzația că deja au devenit prezentatori și sunt foarte buni. Asta, cu un pic de creier, un pic de căpuț, cu un pic de interes, cu documentare, cu respect față de cei cărora te adresezi, cu siguranță ai, să spun așa, ingredientele principale pentru succes. Și cu lucruri de calitate, bănuiesc, că nu poți să faci performanță oferind chiar orice. Așa este. Așa este. Bine, asta e deja treaba voastră, să aveți surse, să spun așa, să vă informați, să fiți mereu, dacă nu primii, măcar să fiți primii care găsiți soluțiile la problemele care apar. Și atunci, într-adevăr, trebuie să fii bun. Dacă nu ești bun, din perspectiva pe care deja v-am prezentat-o, atunci nu poți decât să umpli un loc al cuiva care ar putea să facă televiziune de un nivel mult mai înalt. Dar ceea ce este drăguț este că și lucrurile acestea se pot măsura. Lucrurile acestea pot fi văzute, pot fi analizate, astfel încât să n-ajungă nimeni sau să n-ajungă oricine într-un scaun în care, până la urmă, sau din care ajuns să influențezi o mare masă a publicului. Da, dar spuneți-mi, domnul Dima, noi ne-am înființat în timpul pandemiei, în plină pandemie, anul trecut, a trecut un an peste noi, dar societatea românească cum este după un an și jumătate, să spunem, un an și 7 luni aproape de pandemie. Societatea noastră este mai diferită față de, nu știu, societatea din Ungaria sau din Polonia, să nu mergem mai departe. Cum arată societatea românească acum, să sperăm, la final de pandemie, valul 4, nu o să fie și valul 5? Aici trebuie să vă duc într-o zonă de tristețe, că n-am ce să vă fac. E mai agresivă. Asta în primul rând din cauza faptului că am început fiecare dintre noi să fim individualiști. Ne interesează foarte mult ce ni se întâmplă nou, mai puțin ce li se întâmplă celor de jur împrejur. Binele nostru este mult mai important decât binele comun. Faptul că se întâmplă lucruri care nouă nu ne plac înseamnă că acele lucruri sunt împotriva noastră. Am ajuns într-o stare în care nu ne mai putem ține nervii în control, în care anxietatea crește foarte mult, în care fiecare dintre noi am ajuns la un moment în care am zis: ok, eu ce fac acum? Eu unde sunt acum? De cine trebuie să am mai mare grijă? De mine, de familia mea sau de companie? Cine este mai important? Partenerul meu din business sau eu personal? Iar răspunsurile de foarte multe au fost individualiste, s-au dus în zona în care am zis: eu sunt cel mai important, nu mă mai interesează de cei din prejur. Ăsta este un element extrem de important și se vede în ceea ce înseamnă vaccinare. Dacă vrem să ne comparăm, hai să ne comparăm cu națiunile nordice, să ne zicem, de exemplu, în Danemarca. Am un partener acolo care mi-a spus: eu nu mă vaccinez pentru mine, eu mă vaccinez pentru vecinul meu. Asta am pierdut noi în acest an de pandemie. Am pierdut răbdarea, am pierdut, să spun așa, deschiderea și, în primul și în primul rând, dorința de a ajuta și pe ceilalți. Iar lucrurile astea sunt extrem de triste și o să ne ducă în situația în care vom pierde foarte mult, inclusiv din punct de vedere profesional, în viitorii ani. Individualismul, dorința de a fi noi în primul plan, și în care ceilalți nu mai contează atât când noi ne atingem obiectivele. Și atunci n-are rost să ne uităm în vest, cum spuneam noi în anii trecuți, să ne uităm după ei, dar nenorocirea este că noi ne uităm cu stilul nostru de a fi.
cu comportamentele și atitudinile noastre din punct de vedere al culturii naționale. Practic, nu ne mai interesează nimic. Și vă mai dau un simplu exemplu, că acum am mai râcâit. Vă aduceți aminte cum era domnul premier acum nicio săptămână? Deci când vorbea, ziceai că explodează geamurile. Vedeți un pic acum când vorbește, ai senzația că spală geamul cu cârpa de căprioară. Ca să facem așa o figură plastică mai sensibilă. Aici suntem. Atâta timp cât noi credem că suntem cei mai buni din lume și nimeni nu-i ca noi și trebuie să întâmple totul ca noi, nu ne mai uităm prin prejur, nu ne mai interesează de nimeni. În momentul în care ni se arată că nu-i chiar așa și că trebuie să avem răbdare și respect pentru toți cei de jur împrejurul nostru, iată că începem să fim un pic mai atenți la felul în care ne exprimăm și ne respectăm până la urmă cei cu care suntem în curtea școlii și ne jucăm, ca să zic așa, da. Din punct de vedere profesional. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Dima. Vă urăm numai bine. O duminică plăcută. Sper că ne-ați sunat și ne-ați urat ceva, poate merge premiul la dumneavoastră, George. Eu am înțeles din prima parte din ce a spus domnul Dima că cine n-are bătrân să și-i cumpere și să și asculte de ei. Da. Nu e nicio aluzie, nu. Așa a zis domnul. Așa. Sau mă rog, așa. Ceva, de înțeles. A, da, de înțeles. Ei, asta cu bătrânii, noi vorbim, mergem în extrema aia. Ne trebuie sub 20 de ani viitorul țării, ori peste 70 de ani înțelepții țării. Noi nu găsim o variantă de mijloc, cred că aici. Cu răbdarea, ce să mai zicem, cu răbdarea, azi n-am claxonat în trafic decât de 8 ori. Ieri a fost mai rău, cred că 14 ori, dar sunt pe drumul cel bun. George, te rog. Haideți să mergem mai departe cu un material care are tot legătură cu principiile noastre, cu calitate, cu performanță, doar că, din păcate, le vom prezenta și celor de acasă povestea unui român care a plecat din țară ca să ajungă să facă performanță. E vorba de violonistul Sorin Ștefan, care se află de 30 de ani în Austria și este violonist la Filarmonica din Viena. A plecat de la Filarmonica din Ploiești, absolvise conservatorul, era după evenimentele din 1989 și ne-a mărturisit că avea mari speranțe, însă dezamăgirile nu au încetat să apară. A venit oferta din Austria și a fost fascinat încă de la început de performanțele orchestrei vieneze. Vă văd emoționat când vorbiți despre Viena și primele zile acolo. Cum a fost impactul cu orchestra vieneză, primele ore acolo, în patria muzicii? Impactul a fost foarte puternic. Cântând prima oară cu orchestra de aici, sigur că este greu de explicat. Este totuși o mare diferență. Oamenii tratează problema aici foarte serios. Se cântă într-adevăr la un nivel înalt, însă impactul este pur și simplu brusc. Nu, dacă vii din România, eu veneam de la o Filarmonică din Ploiești, care este o orchestră bună a României. Am activat acolo aproape un an, înainte să ajung aici, în Austria, și sigur că eram la prima repetiție pentru o piesă nouă. Piesa nu era foarte complicată, era vorba de o operetă, însă se trecea cu o viteză amețitoare de la un număr la altul. Orchestra sunând pur și simplu perfect pentru urechile mele, era ceva de neimaginat. A fost grea acomodarea? Primii ani acolo cum au fost? Da, este greu. Este foarte greu. Pleci din țara natală, te acomodezi oarecum destul de greu cu stilul de viață care este cu totul alt. Oamenii sunt altfel. Relațiile sociale se construiesc mult mai greu aici decât în țară, în România. Noi suntem un popor latin, ei sunt un popor germanic.
sigur, sunt diferențe mari. Cum ați putea descrie cariera unui român în Austria? Ca să obții un post, trebuie să fii cel puțin de două ori mai bun decât cei care trăiesc aici. Da. Deci sunt niște lucruri normale până la urmă, însă există totuși o grijă foarte mare, da, față de cetățeni. V-ați întoarce în România dacă lucrurile ar fi așa cum vi le-ați dorit atunci când ați plecat? După părerea mea, este o problemă generală în România. Și anume, nimeni nu vrea, nu dorește binele comun. Se urmărește în permanență numai binele propriu. Nu există o preocupare nici măcar din partea legiuitorilor și legiuitorii, oricare ar fi ei, când ajung la putere, se uită în primul rând înspre ei înșiși și rudele lor. Sunt prea puține gesturile pe care le-au făcut politicienii de la Revoluție încoace, care să arate că sunt în funcțiile pe care le dețin pentru oameni, pentru români. Tot de calitate și performanță, Edi, se leagă și momentul următor pe care l-am pregătit pentru această ediție specială. Cred că deja telespectatorii pot să vadă că avem în platou un roboțel și o parte din echipa României de robotică, cea care a luat aurul la competiția internațională de robotică de la Chicago. Și această performanță se leagă, de fapt, performanța se leagă de faptul că este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când echipa Statelor Unite este bătută la ea acasă și, iată, de o echipă venită tocmai din România și calitatea se leagă de toată munca pe care această echipă a depus-o și de sacrificiile pe care elevii echipei le-au făcut, pentru că suntem convinși că au fost sacrificii multe. Și avem astăzi în platou pe profesorul Ionuț Panea, coordonatorul acestei echipe, și pe Ana Lipianu, membră în această trupă de aur. Mulțumim mult pentru prezență. Edi, ce zici de minunăția asta pe care am adus-o noi în platou astăzi? Da, nu, e foarte tare. Și mie mi-au plăcut și îmi plac filmele SF. Așa că ne apropiem foarte mult de anumite lucruri și din copilărie, adică de acum 2-3 ani. Și îmi place că ați spart monopolul americanilor. Asta un singur lucru aș vrea să mai spun e că telespectatorii văd în aceste momente fix imagini de la competiția de acolo, de la Chicago. Mulțumim mult pentru prezență și încă o dată felicitări pentru această reușită, felicitări, domnule profesor. Mulțumim frumos că ne-ați invitat. Chicago. A fost un concurs foarte, foarte extenuant. Noi ne doream de foarte mult timp să ajungem în America la campionatul mondial. Din păcate, anul trecut, din cauza conjuncturii pandemiei, nu s-a mai ținut niciun concurs fizic decât cel din Rusia, pe care tot așa l-am câștigat. Și ne doream mult, mult de tot să-i mai prindem o dată pe americani ca să-i bătem bine. Asta trebuie că ați câștigat și concursul din Rusia de anul trecut. Da. Deci, am câștigat concursul din Rusia de anul trecut. A fost singurul care s-a ținut fizic. După care, anul acesta, iarăși am fost în Rusia, i-am bătut de i-am rupt. După aia am mai avut un concurs online, Asia-Pacific, unde au venit toate echipele din coasta de vest a Americii, zona asiatică, Taiwan, Hong Kong, plus o parte din Europa, și totul a culminat cu concursul din state. Aici au venit cele mai bune echipe americane, în total au fost 26 de echipe și noi am participat cu 3 divizii și am reușit în finală să fie România plus România contra America plus America și nu doar că i-am bătut, am doborât și recordul mondial și efectiv i-am bătut bine.
mai ales că după 30 de ani în care nu erau nebătuți. Da, adică... în 1989 a apărut acest joc. Scopul jocului este educativ, de a-i inspira pe tineri să urmeze o carieră în domeniul STEM, adică să se orienteze spre tehnologie, matematică, științe exacte, dar ei participând la toate aceste activități care implică construcția de roboți, socializarea într-o echipă, să vadă că și latura aceasta mai tehnică, dacă faci experimente și teste, este, să zic, accesibilă pentru copii. Ei aveau supremația totală în toți acești ani, erau foarte, foarte buni și foarte bine pregătiți, foarte bine întreținuți ca și echipe și noi asta ne doream foarte mult. Noi am început acum 10 ani de zile, era la început, eram voluntari, nu aveam, să zic așa, foarte mari speranțe, nu știam în ce ne băgăm și încet, încet echipa a crescut, au venit din ce în ce mai mulți copii, așa am cunoscut-o și pe Ana și pe colegii ei și fiecare generație avea, să zic așa, farmecul și specificul ei, dar în același timp se făcea tranziția de la o generație la alta prin copii. Noi ne lucrând cu profesori sau cu alți adulți, era totdeauna o atmosferă mai plăcută, mai cordială, mai primitoare, nu te simțeai ca la școală. Noi am încercat să, zic așa, să implementăm un pic din ce vedeam la alte echipe și în alte concursuri, stilul lor de lucru mai diferit un pic, în care era foarte multă libertate, foarte multă deschidere și încet, încet am încercat să luăm cei mai buni din fiecare parte, am tot crescut. Acum 5 ani am ajuns chiar în finală, din păcate am pierdut-o și parcă îmi părea rău că am fost atât de aproape să câștigăm. Și anul acesta a fost anul nostru, am ținut-o doar din victorie în victorie și în America efectiv i-am spulberat și s-au dus cu hegemonia lor de 31 de ani de lideri în robotică. Edi, dacă nici asta nu-i performanță... Da, și de... Opa! M-a ratat. Dar e costisitor? De unde aveți resurse? Care e o anumită infrastructură? Ce trebuie să fiecare să ajungi în acest punct? Fiecare echipă primește undeva spre sfârșitul lunii septembrie tema de joc. Adică atunci începe sezonul, atunci ne mobilizăm ca și echipă. De obicei tema se dă pe la sfârșitul lunii septembrie, după care începe perioada intensă de pregătiri. Pregătiri ce înseamnă? Te gândești ce piese să-ți cumperi, ce să folosești, nu știu, ce a mers bine în trecut, ce strategie de joc vrei să adopți, unde mai ai concursuri, începe perioada de recrutare, fiindcă noi totdeauna ne bazăm pe copiii noi care vin în echipă. Și noi investim într-un robot cam în jur de 9.000 de euro. Asta e doar, să zic, vârful icebergului ce se vede. În spate stau mai mulți roboței mai mici pe care noi folosim ca și prototipuri. O grămadă de piese, o grămadă de electronică și foarte multe dintre ele sunt foarte costisitoare fiindcă noi trebuie să le achiziționăm din Statele Unite. Fiind un joc, să zic așa, un pic închis, în care ai foarte multe reguli, nu poți să pui chiar ce vrei tu pe robot. Partea frumoasă e că totdeauna se luptă 4 roboți, se fac alianțe și în momentul în care vine o competiție există nu doar concurența între echipe, dar în același timp și întrajutorare, adică dacă ai o problemă vin chiar alții și ți oferă o piesă de schimb, un sfat, încearcă să te ajute, să fie alături de tine, tocmai ca să se creeze o atmosferă plăcută. Și asta m-a uimit pe mine prima oară acum 10 ani, că eu mă așteptam, toată lumea stragă tare pentru el și culmea, îți ofereau mâncare, erau zâmbitori și parcă tot mă gândeam că au ceva de ascuns, că sigur e ceva dubios la mijloc. Da. Sigur o capcană și na. Și după încet, încet am încercat să menținem atmosfera asta și de asemenea și Ana o să vă mai povestească un pic cam cum e viața în echipă și cam, nu știu, ce e așa un pic mai diferit față de alte activități, că până la urmă copiii poate să aleagă, sunt o grămadă de domenii de robotică, doar că la fel și noi, când ne plângeam organizatorilor că uite că e un concurs scump, e greu să aduci piese, e greu să ții pasul competițiilor, ne răspundeau sec, dacă nu vă convine și nu vreți să jucați după regulile noastre, nu mai participați. Eu sunt curios dacă sunt multe fete care sunt pasionate de robotică, că pare așa mai apropiată de o activitate bărbătească, nu știu de ce. Când am intrat eu în echipă acum 3 ani, eram printre singurele fete care veneam așa mai des și eram destul de pasionate de robotică, dar acum suntem chiar 3 care venim destul de des, Carina și Catrinel, care au format și Lady Division și au condus la concursul anul acesta. Eu am fost așa mai din background, că eram clasa 12 și aveam admitere și... N-am putut să particip cu ele, dar le-am susținut de acasă. La ce liceu? La ce liceu? Ce liceu ai terminat? Eu am terminat Colegiul Național Sfântul Sava. Sfântul Sava. Deci și un... Am văzut că sunt
copii veniți din licee de top din București și din țară. Da, noi primim foarte mulți copii, uite cum e și cazul Anei, sunt foarte mulți copii de la licee din București, chiar și copii care nu locuiesc în București. Noi încercăm să le oferim o șansă egală și să lucreze în echipă. Da, spune-ne, Ana, cine e prietenul tău pe care l-ai adus astăzi? Are un nume, văd că scrie pe el 5843, dar vreau să știm dacă i-ați spus și un nume. 5843 este numărul echipei, eu una îl știu de când am intrat în echipă ca numărul echipei și numărul nostru reprezentativ. Din câte știu este Anihilatorul, cred că pe el l-am luat. Cel care a câștigat în America. E periculos, dar a pus ochii pe colegul ei, a pus ochii pe tine. Își merită renumele, acum n-am ce să... El e cel care a câștigat. Adică sunt mai nimerit. Țintă, are și țintă, da. Ești clar. Chiar aici. Chiar la inimă. E cel cu care ați câștigat în America, nu? Da, colegii mei l-au condus în America și au luat locul. Uite, pot să-ți dau o listă să mai am în operatură. Ne spuneți pe cine aveți pică și... Da, vă dau lista la final, da. Deci, care explicați-ne puțin cum s-a derulat concursul în America. Noi am văzut în imagini, practic, strânge acești covrigei... Și îi lansează... E de viteză, e cum... E mai mult de strategie competiția, pentru că toți roboții într-un final pot strânge covrigi și să-i lanseze, dar ideea e să strângi cât mai mulți, să-i lansezi cât mai repede și să te miști relativ puțin pe teren ca să poți să ai foarte multe puncte, pentru că noi am ajuns de la a lansa 10 covrigi în timpul meciului și să nimerim 8-9 la aproape 30, adică e destul de greu să ajungi să faci recordul mondial, mai ales că îți trebuie strategie, îți trebuie coordonare între copilul care lansează covrigi în teren și cei care conduc și îți trebuie și strategia bună ca să nu te mai deplasezi pe tot terenul să cauți covrigi. Că până la urmă, dacă tu ai covrigii care vin direct la robot, îți e foarte simplu să-i culegi, să-i lansezi și să o iei de la capăt și să faci foarte multe puncte. O mai fi la ora asta vreo covrigărie deschisă prin oraș ca să am vorbit de covrigi? Da. Găsim. Da, povestește-ne puțin, văd că ai niște medalii, niște trofee lângă tine. Spune-ne ce-i cu medaliile, de unde sunt. Medaliile sunt din America, unde au câștigat colegii mei locul întâi. Eu n-am putut participa pentru că am avut admiterea la facultate. Anul viitor, nu e nicio problemă. Mereu mai există și alte ocazii. Mai avem și trofeul din Rusia. Ultimele două rusii au fost 3 în total. Mereu am luat locul întâi. Avem și trofeele din America. Și să specificăm, avem și acest banner pe care îl primesc echipele câștigătoare să se laude, nu un an de zile până la următoarea competiție sau chiar și după. Da? Spuneți-ne cât durează să faci un astfel de roboțel, că sunt fer convins că e o muncă destul de îndelungată. Procesul, să zic așa, aproape că nu se termină niciodată. De ce? În momentul în care noi primim tema de concurs, de obicei... E prea rapid, e clar. Da. Noi de obicei începem să facem un brainstorming, adică ne gândim ce activități, ce operațiune aduc un punctaj mai mare, ne gândim ce a mers bine în trecut, de exemplu. Poate mulți telespectatori se întreabă ce sunt aceste roți galbene ale robotului. Noi, de exemplu, folosim un sistem Mecanum de demers și robotul poate instantaneu să se miște în orice direcție. Asta am descoperit și noi acum câțiva ani. Noi știam că-s roțile clasice în care, ca la o mașină, mergi și, și iei viraje. Și noi după gândim o strategie de luptă. De obicei construim mai mulți roboți ca să ne antrenăm între noi și cam primul robot, să zic, care prinde formă mai clară e undeva înainte de anul nou. Noi ne punem totdeauna înainte de Revelion să avem prima variantă de robot. De obicei începeam sezonul cu concursul din Coreea de Sud, care era în ianuarie, și trebuia repede să aducem ceva, să testăm primul prototip. Îi băteam pe coreeni, îi rupeam și după
începeam să perfecționăm, să vedem ce n-a mers bine în concurs. De ce? Tu chiar dacă ai robotul perfect sau crezi că ai robotul perfect, contează emoțiile șoferilor. Poate se schimbă generația de copii. Ei trebuie să se adapteze la munca sub stres. E mai ceva. Avem un stand între meciuri, duci robotul, îl repari, ne înjurăm între noi, țipăm, mamă, ce n-a mers bine, de ce nu te-ai concentrat? Și mulți copii zic, băi, Ionuț, în momentul ăla vedeam doar în față robotul, nu mai auzeam nimic, eram complet deconectat. Și asta însemna să, nu știu, să investești foarte multă pasiune și dăruire, tocmai ca să scoți un rezultat bun. După care venea Rusia. Rusia era cel mai greu concurs dintre toate, fiindcă rușii sunt ca noi, improvizează, bătăioși, dar cu ei nu prea poți să te înțelegi. Ei nu sunt cu engleza, noi nu suntem cu rusa. Și acolo era totdeauna foarte, foarte greu să câștigăm, totdeauna câștigam la limită, dar îi băteam. De 8 ani de zile îi bătem în continuu și ei tot ne invită. În fine. După care începeau plecări în locuri, să zic, un pic mai exotice. De ce? Noi nu mai avem voie să concurăm nicăieri în Europa, în Canada, chiar și în Israel am avut interdicție 3 ani de zile, fiindcă ei ne acuză că îi bătem atât de tare încât nu se mai înscriu echipe noi și le demoralizăm copiii. Și în loc să învețe ceva bine de pe urma noastră, adică noi suntem o echipă deschisă, comunicăm cu ceilalți, le arătăm ce avem, nu știu, avem toată deschiderea să colaborăm, ei percep această învingere a lor de către noi ca și exclus, efectiv nu ne mai răspund la mail-uri, ne-au zis clar în față, nu mai vrem să veniți la noi, nu știu, s-au săturat de noi. Și de-aia a trebuit să atacăm piețe noi și am ajuns în Hong Kong, în Africa de Sud, în Australia. Chiar făceam o glumă, dacă ne invită și în Antarctica mergem să ne jucăm cu pinguinii. Și a fost pe de-o parte interesant, fiindcă am explorat și o parte complet diferită a lumii, poate în care nu ne gândeam că o să ajungem vreodată. Chiar o să vă mai povestească, Ana, câte aventuri am avut și în Africa de Sud și în atâtea locuri. Și e, cum să zic, ca o călătorie de cunoaștere pentru copii, fiindcă ei, cu ajutorul acestor concursuri, văd și lumea, văd și alte culturi, interacționează cu atât de mulți oameni și se sparg foarte multe stereotipuri. Ce credeai înainte sau ce vezi la televizor, nu neapărat că e complet fals, dar vezi că e un pic denaturat față ce vezi la fața locului. Copiii se maturizează mult, învață să ajute și efectiv se deconectează de la tot mediul ăsta, de la familie, de la oraș, de la țară, pentru acele 1-2 săptămâni, după care ne reîntoarcem, continuăm activitatea cu roboții și nu ne îmbătăm așa cu apă rece. Da, de unde vă acoperiți costurile? Mare parte din costurile acoperim singuri prin contribuțiile copiilor. Mai avem câțiva parteneri, doar că na, și ei ne ajută cât pot. Din păcate, societatea românească nu neapărat că n-are așa o deschidere spre ajutorarea acestui domeniu, dar chiar dacă avem atâtea rezultate și atâta vizibilitate, în momentul în care comunicăm cu potențial sponsor sau cu parteneri, ok, poate le place ideea sau omul de rând e foarte vesel când aude că echipa României a câștigat, dar aici se oprește tot. A, deci înseamnă că a fost doar o simplă felicitare pe Facebook, cea a premierului, cumva să se concretizeze și în ceva mai mult un ajutor din partea statului? Sau noi ne-am bucurat că ne-au felicitat, într-adevăr ne-au ajutat cei de la Ministerul de Externe, oferindu-ne pașapoarte de servici, adică le-am plătit, nu le-am primit degeaba, doar că a fost un moment în care noi nu puteam să ajungem la concurs. Nu neapărat că eram disperați, dar ne doream mult să ajungem în Rusia și nu se putea. Totul era închis din cauza coronei și am găsit noi, să zic așa, o portiță în momentul în care aveai statut diplomatic, pașaport diplomatic, fiindcă în străinătate cel de servicii inclus în categoria diplomatic, ți se permite accesul. Și am început să scriem atunci mail-ul la toate ministerile, efectiv să implorăm să ne ajute într-un fel sau altul, fiindcă simțeam că e momentul nostru că putem să câștigăm. Și am reușit. Au intrat rușii în el acum. Și în ultimul moment am luat pașapoartele de servici, în ultimul moment am închiriat o mașină, am condus până în Chișinău, de acolo am luat un avion, inițial ne-au dat jos, crezând că noi nu suntem pe nicio listă, că noi păream foarte suspect ce caută niște copii cu pașapoarte diplomatice, credeau că le-am falsificat sau ceva. După am mai condus iar din Moscova 9 ore până în orașul unde s-a ținut concursul și partea interesantă e că în 3 zile, în 72 de ore, trebuia să părăsim teritoriul Federației, fiindcă altfel ne băgau la spionaj. Și efectiv a fost o cursă contra cronometru, aventuri, în care ne-am dus, am câștigat, i-am bătut bine, ne-am întors și aia a fost tot. Atunci eu vreau să, vreau să ne spui, Ana, și să asculte, că sunt convins că sunt și copii poate în fața televizoarelor și care au văzut și sunt interesați. Ce cunoștințe ar trebui să aibă, adică ce cunoștințe e nevoie să ajungi să faci parte din această echipă și să faci parte, să iei parte la această aventură a echipei? Adică trebuie să te pricepi puțin la informatică, puțin la electronică, ce, care sunt, ce ar trebui să știi? Nu trebuie să știi cam nimic când vii, adică
Eu una sunt un caz mai special că fac programare din clasa a treia. Dar, și am venit în echipă cu gândul de a programa. Dar dacă vrei pur și simplu să vii să vezi ce înseamnă robot și nu neapărat să programezi, poate vrei să modelezi 3D sau poate vrei să conduci, că trebuie oameni în fiecare domeniu, nu trebuie să știi inițial nimic, adică trebuie să fii doar deschis să înveți. Și atunci unde vă găsesc? Haideți să le spunem tuturor unde vă găsesc cei care ar vrea să vină să facă parte. De obicei ne găsesc noaptea în Politehnica București. Noi avem acolo un hub de robotică. Dacă să fim foarte... Mi-e greu să vă dau ora anume, deci asta e cel mai stresant lucru când mă întreabă cineva la cât ne vedem sau zim ora sau când se termină. Nu știm, fiindcă noi de obicei ne vedem seara. La automatică în Politehnica? Nu la automatică. Asta e partea interesantă, că noi lucrăm în cadrul Facultății de Robotică. Acolo ei ne-au pus la dispoziție un spațiu pe care l-am renovat. Am creat un hub de robotică uriaș, cam de două ori mai mare decât platoul de aici, în care l-am amenajat cum ne-am gândit noi că s-ar potrivi. Adică avem canapele, avem locuri de relaxare, imprimantele 3D, plus locurile unde construim roboții. Noi ne-am gândit să fie un loc unde nu te duci ca într-o fabrică doar să muncești, să și socializezi un pic. Noi ne vedem de obicei vinerea seara, ca să poată să vină copiii când termină școala, și stăm de obicei lejer până la 2 dimineața, 1-2 dimineața, fiindcă e mult de muncă. Cu ceilalți membri, să zic așa, nucleul dur al echipei, ne vedem mai des și, de exemplu, în momentul în care se apropie o plecare, chiar exagerăm, stăm peste 10-12 ore, fiindcă e totdeauna mult de muncă și nu simți cum trece timpul. De asemenea, lumea poate să vadă activitatea noastră pe Facebook sau pe Instagram, doar trebuie să scrie AutoVortex. Și noi totdeauna încercăm să punem poze recente, adică când avem activități, când avem apariții sau concursuri, noi suntem foarte deschiși și împărtășim cu oamenii. De asemenea, când o să se mai revină un pic cu nebunia cu pandemia și o să mai fie evenimente, chiar am început un parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, fiindcă eu sunt profesor acolo, ei au fost deschiși la ideea noastră și vrem să organizăm chiar anumite conferințe sau chiar dezbateri pe această temă, tocmai ca să avem mai multă deschidere, fiindcă noi ne concentrăm mai mult pe roboți și rezultate. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Trebuie să anunțăm câștigătorul ceasului inteligent. Concursului. Da. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis. Iar premiul, care constă într-un smartwatch modern și atrăgător, merge la Nicolae din localitatea București. Câștigătorul a trimis primul acea urare la Metropola TV printr-un SMS la telefonul pe care l-am anunțat la începutul emisiunii. Felicitări câștigătorului și vă mulțumim din nou tuturor celor care ați fost cu ochii pe noi astăzi. E, și acum, hai să vedem, să ne întoarcem la malul mării și să vedem, cireașa de pe tort, să-i spunem așa, nu știu, chiar dacă a fost un eveniment de dimineață. Oficialii noștri. Să vedem oficiali. Stai, Edi, stai puțin, că ți s-a de acolo. Dacă știam, veneam cu sacou alb. Și eu cu papion, că văd că tu ai... Da, eu am cravata. N-am suportat niciodată papion. Am primit odată unul, parcă, de ziua mea, mi-aduc aminte, însă nu l-am... Eu recunosc că am purtat o singură dată când am fost ginere. Doar atunci. Da, nu știu, mă uitam pe internet înainte de a intra în emisie... Apropo de ținutele astea în ton cu evenimentul. Și am văzut o serie întreagă, vă dați seama, nu e specialitatea mea, codul vestimentar, dar
nu prea dar se potrivea. Dar au fost dezbaterea prinsă. A fost dezbaterea prinsă. Bine, dezbaterea asta. Și am auzit multe voci și a celor care se ocupă. Glume prinse. Glume prinse, nu dezbateri. Ne-a mărit miliardar. Da, ce mă deranjează, nu neapărat. Ok, câteodată greșești. Te îmbraci aiurea că... Sigur. Na, mai ales că noi bărbații avem și un talent deosebit la așa ceva. Dar până la urmă, să crezi că românii nu înțeleg anumite lucruri, abia aici începe să mă deranjeze pe mine personal. Și dincolo de sacou, să fac o precizare că nava aceea pe care s-a urcat domniile lor, Mureș, nava Comandament, nu este o navă maritimă, este o navă fluvială. Deci asta spune tot despre dotarea marinei militare române. Vreau să merg la domnul profesor care mi-a mărturisit înainte de a intra în ediție că tot acest lucru din această dimineață i-a dat o idee, domnule profesor, pe care o... Așa mi-a spus, da? De mult vă gândeați și acum poate o să o puneți în practică. În cauza conjunctirii cu pandemia, noi am avut foarte mult timp liber, să zic așa, și foarte multă lume venea cu idei. Hai să facem un robot de genul, de genul, genul. Și un prieten de-al meu chiar mi-a sugerat, măi Ionuț, el are un restaurant, zice, n-ați vrea să facem un robot umanoid, hostess, poate chiar și un roboțel kelner. Și sincer, când am văzut imaginile, parcă ne-am creionat așa în mare o idee de a îmbrăca robotul. Na, poate e un pic deplasat, doar că noi din experiența mersului la diverse evenimente, românii sunt foarte, foarte critici. Lor, dacă nu le place ceva, îți zice direct, îți dau sfaturi, critică, tot ce vrei tu. Și asta într-un fel e un lucru bun, dar pe de altă parte trebuie totdeauna să găsești soluția bună să-i împaci, să zic așa, pe toată lumea. Vă mulțumim, da, pentru trebuie prezență. Să plutească roboțelul kelner, că... pentru prezență. Mulțumim pentru prezență, într-adevăr. Foarte mulțumim, interesant. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi astăzi. La mulți ani, Edi. La mulți ani, George. Și continuăm să vă prezentăm români valoroși. Corina Pop este filolog, iar după finalizarea studiilor la Madrid, a decis să se întoarcă în România și să ajute la schimbarea de care educația are nevoie. În scurt timp, a devenit consilier pe probleme de educație la Parlamentul României și a fondat Centrul European pentru Politici Educaționale, prin intermediul căruia a lansat în Ploiești prima școală de weekend gratuit. V-ați întors din Spania, ați înființat prima școală privată de gramatică din România, nu ați ales însă sistemul public de educație din România. A fost o modalitate de a contrazice sistemul de la noi? Ați vrut să transmiteți un mesaj? A fost o dorință de a schimba un drum, nu doar un drum personal, ci m-am gândit eu că trebuie să-mi iau în mâini destinul și să încerc să schimb cumva un drum colectiv. Mi-am dorit foarte mult să aduc din sistemul spaniol o mentalitate deschisă și printr-o inițiativă privată să pot să creez conținuturi educaționale, conținuturi care să se dovedească de succes și cumva prin exemplul personal să-i sprijin și pe alți profesori să inoveze, să piloteze și să nu renunțe niciodată la visurile lor, pentru că asta mi-am dorit când am venit în țară, să am în fiecare zi un vis pentru care să mă trezesc și puterea de a-l duce la capăt. Școala de gramatică este doar despre copii, despre elevi sau este și despre părinți? Și despre părinți. Am pregătit o platformă de lecții video, platforma Cuvinte Românești, gratuită, accesibilă din orice colț al lumii și alături de actrița Daniela Nane avem lecții despre tradițiile românești, despre exprimarea corectă, lecturi audio, căci aici a fost implicarea substanțială a Danielei Nane, care a interpretat texte în așa fel încât să ajungem mai aproape de inima copiilor și în același timp pastile de istoria literaturii. Cred că toate aceste lecții ar trebui în prealabil
văzute și de părinți, de părinți alături de copii, explicate în familie, căci e minunat ca la cină să avem și o discuție care ține de cultură sau de limba română și nu doar subiecte banale ale cotidianului. Ce înseamnă să te exprimi liber, să fii creativ, să fii critic într-un sistem de învățământ occidental? Învățând gramatică, reușim să ne exprimăm clar și să demonstrăm că atunci când gândim clar și corect, reușim să ne și exprimăm clar și corect. A fost o experiență extraordinară și mi-am dat seama că accentul într-un sistem de educație evoluat pică pe relația dintre elev și profesor. Nu vorbim despre o paradigma centrării, sistem centrat pe elev sau sistem centrat pe profesor, ci pe această relație care ne încurajează de fiecare dată să construim împreună, să construim în echipă și să găsim în noi libertatea de a face ceea ce ne place, de a ne urma drumul și de a ne împlini vocația. Dar în sistemul de învățământ românesc? Trăim într-un sistem conservator în România, în care predăm cu instrumente de secol 20, din păcate, în secolul 21. Cumva este o provocare pentru profesori, aceea de a căuta de fiecare dată noi metode proprii, de a-și crea propriile conținuturi. Cumva în momentul în care libertatea exterioară ne este îngrădită, crește libertatea noastră interioară. Dar aceasta este o abilitate care ține de reziliență. Eu zic că și sistemul trebuie să ne încurajeze să fim liberi. Și, din păcate, sistemul românesc de educație nu este pregătit pentru inovație, pentru că dacă de mâine am avea conținuturi excepționale și am schimbat toate programele, le vom implementa cu aceiași profesori și ne vom afla în același sistem. Deci avem nevoie de o schimbare profundă de mentalitate în care să ne dăm seama că accentul trebuie să cadă pe competențe, nu doar pe memorare. Avem nevoie de profesori pregătiți, profesori care să-și cultive pe tot parcursul profesional vocația, pentru că de la o zi la alta un profesor trebuie să se pună la curent cu toată dinamica, vorbind pe de-o parte despre psihologia copilului, despre preocupările lui actuale, despre sistemul social care se schimbă de la o zi la alta, despre noi conținuturi, noi metode de predare. Deci vorbim despre un cumul de factori. Din păcate, în momentul de față, nu cred că sistemul românesc este la un nivel prin care să concureze cu sistemele occidentale de educație. Cum se ajunge la performanță și cum se măsoară performanța în sistemul pe care îl promovați dumneavoastră? Un răspuns scurt în raport cu propriul potențial, nu cu ceilalți. Nu trebuie să ne comparăm cu ceilalți pentru a ne confirma că merităm. Performanța reprezintă măsura evoluției noastre proprii. Ne-am obișnuit cu tot felul de concursuri, de olimpiade. De fapt, performanța unui elev se măsoară în numărul de diplome și eventual în numărul de coronițe de la sfârșit de an. Nu-i deloc așa. Ce ne facem cu cei talentați la pictură, la muzică, cu cei care s-ar putea îndrepta către o meserie? Nu există discipline mai importante și discipline pe care ar trebui să le lăsăm deoparte. Cât de importantă este filozofia, spre exemplu, în liceu? Cât de bine s-ar forma un filolog dacă ar aprofunda, nu știu, limba latină, spre exemplu? Deci ar trebui să renunțăm la această mentalitate și să gândim în câte un șablon, să ieșim puțin din carapace și să conștientizăm că e cazul să fim pregătiți să descoperim ce are mai bun fiecare elev și să ne punem zdravân pe treabă în așa fel încât să fim capabili să direcționăm talentul fiecărui elev către desăvârșire și către performanță. Ce te ajută să fii cool? Să ai o exprimare impecabilă sau mai degrabă să sfidezi regulile gramaticale? Categoric, să ai o exprimare impecabilă și aș adăuga
să gândești limpede, să fii autentic, să spui ceea ce gândești și să gândești ceea ce spui, căci atunci când în mintea ta lucrurile sunt clare, vor fi în oglindă clare și în exprimare. Cum va suna limba română peste încă 30 de ani? N-am o perspectivă conservatoare, nu cred că se strică limba, că doar nu este un aliment perisabil. O stricăm noi, dacă o vorbim prost. Mi se pare normal ca o limbă, ca un organism viu să evolueze. Vom împrumuta cu siguranță din ce în ce mai multe cuvinte, dar mi-e teamă de grabă. Graba este o amenințare a limbii române, actuale, dar și viitoare, pentru că în această goană zilnică avem tendința de a scurta tot. De a scurta cuvintele, de a ne scurta chiar bucuria și aș adăuga bucuria de a ne exprima corect, de a face enunțuri complete, de a pune cratima și trebuie să începem cu cel mai banal mesaj pe care îl trimitem, spre exemplu, pe Facebook, către prietenul cel mai apropiat. Dacă iubim oamenii pe care îi avem alături, le dăruim ce avem mai bun. Și putem să începem chiar și cu un mesaj în grabă, în care să le întrebăm ce mai faci, nu cum fă. Și pentru că peste două săptămâni, mai exact pe 31 august, este ziua limbii române, aș aminti de Nichita Stănescu, care spunea la un moment dat că limba română este patria mea. A cui patrie mai este limba română astăzi? Limba română este patria tuturor celor care și-aud gândurile în limba română, pentru că dialogul nostru lăuntric este unul permanent. Și atunci când noi cu noi vorbim în limba română, în cuvintele românești găsim o patrie. Și știu că sunt foarte mulți români plecați și sunt convinsă că își poartă cu ei cuvintele dincolo de granițe și că acele cuvinte românești sunt bucata de țară pe care o poartă în suflet departe.